Salutare! Mă numesc Popov Cătălina, sunt studentă anului 4 a specialității Design Interior de la Facultatea Arte Plastice și Design în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Mergem să vă arătăm salele de lucru. Asta este sala de animație. Avem multe lucrări de artă care sunt făcute de studenții noștri. Aici iarăși avem o sală de pictură unde elevii lucrează. Pe pereții coridorului avem gravuri de care sunt legate și sălile. Mai departe avem ateliere de gravuri. Veți observa lucrările studenților. Avem sala de lectură care este dotată cu toate suporturile de curs și toate cărțile de care sunt nevoie pentru a face studiile. Și în cabinet avem sala de curs în care se petrec foarte multe ore, cel mai des și evenimente. Să intrăm! Pe pereți de aici avem tapiserie executată de studenții facultății și mai departe avem și batic, tot executat de studenții noștri. Aici avem atelierul de tapiserie, mai avem un mijloc și lucrări executate în piele. Mai departe avem atelierul de givargie. Următorul atelier este atelierul de design interior. Aici avem sala de expoziție unde sunt plasate toate lucrările absolvenților facultății. Este atelierul de design vestimentar. La facultatea noastră cu diploma de bacalaureat sau cea de colegiu. Facultatea Arte Plastice și Design vă oferă 9 programe de studii. Design vestimentar, design interior, design jocurilor video, grafică, animație, arte plastice, arte decorative, educație tehnologică și pictura. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul arte.upsc.md.